Prieteni, suntem pe canalul lui Leo de la Sehaia. Suntem aici la spital. Și uite, l-am mai trimis aici la verificări, la controle. Și suntem și noi pe afară, nu ne-a lăsat acolo, suntem pe afară și noi. Bună dimineața! Suntem și noi pe afară aici, să vedem și noi ne pune. Intră Alin să vadă, să-i spună și lui cei cu el acolo. Și uite, sunt cu prietena asta din Pantelimon. Da? Nu vrei să filmez? Și suntem la spital, prieteni, arată să vadă o prietenă salvare acolo. Suntem la spital aici. Uite, așa stăm pe bănci, prieteni, și stăm și noi că să aflăm și noi pentru sănătatea lui. Și asta este prieten, dimineața până seara m-am sculat și eu la o prietenă unde am dormit. Pe Ion l-am trimis la Pitești, că m-a bătut la cap toată noaptea, l-am îmbătat. Și pe urmă l-am dus la tren la gară cu Alin, de plecat la Pitești. Și de-a să pleacă la Straia, pun milioane de-a până la Straia. N-am avut 500 de mii, am dat și a plecat la apartament la Pitești. Are mâncare acolo, are de toate, sta acolo, doarme. Păi dorme în stradă, are unde să doarmă. În stradă, că îi zi să-ți pare rău de săracul dracu și pui prost raița la urmă. De mine nu i-a părut rău decât lui Dumnezeu și fanii mei, care am stat cu lea pe la spitale, de s-a rugat pentru familia mea. Și prietenii, fanii mei care mă urmăresc, să le dea Dumnezeu sănătate, care urmăresc copilul meu. Și i-a rugat de sănătate, să le dea Dumnezeu și lor tot sănătate. Și în familie fericire, care s-a rugat pentru noi. Și mulțumim lui Dumnezeu și lui Maica Sfântă că are grijă de noi și umbră cu noi Dumnezeu și Maica Sfântă cu copilul meu, cu Leo și cu Alin și cu Ursul. Și are grijă de noi. Și asta este prietena. Am spus de Olga că trebuia să fie cu mine, dacă ea m-a lăsat în părăsire și eu îmi ridic mâinile de pe ea. Nu mai am grijă ei, nu mai am gătire. Și așa e, prieteni. Și astăzi vedem ce mai facem, pe unde ne mai ducem. Vă mai filmăm ca să vedeți unde suntem. Mai târziu filmăm pe canalul lui Alin. Și ne urmăriți pe canalul lui Alin, prieteni. Înțelegi, pe unde ne mai ducem prin oraș? Ce treburi mai avem? Vă spunem. Filmează-le pe aici să vadă și ei că suntem în oraș. Filmează-le. Oamenii vergează, frumos. Și prietene, bisericuță aici în spital, când am stat internat aici. Ce? Nu, nu. Când am stat eu aici, am fost la bisericuța asta și m-a ajutat foarte mult, m-a sunat tot. Aici a venit și Alin. Ce? Suntem pe film, a răutat tot. Aici, da. La spital, la prieteni. A venit la controle. Ce să facem? Și noi, că a dus repetată tot la control aici, că zice oamenii, nu stăm liniștiți. Că mai ne ducem și noi, prieteni, de mai mâncăm. Nu trebuie să mâncăm și noi. Când suntem năcăjiți să stăm pe aici, pe bănci, să stăm și noi pe bănci la spitale, uite așa, stăm de 7-8 luni. Nu mai avem treabă de nimica. Dumnezeu cum ne ține și ne dă câte un ban ca să putem să trăim. Tot prin Dumnezeu ne dă. Că așa nici și dușmanii ne gândesc numai rău. Da. Dumnezeu le ajută care ne gândesc. Să le ajută Dumnezeu după sufletul lor ce gândesc ei nouă, să le dea lor Dumnezeu. Da. Și asta este prieten. Și David, vorbește pe canalul meu. Ia spune ce ți-a făcut pisica, ia arată-l la prieten. Hai, ce ți-a făcut. Uitați-vă la obrazul meu. Ia uite. Am pus pisica pe pieptul meu și ce credeți? Le-a schimbat cu ea. Am enervat-o. Ai durat-o, ce ai făcut? Nu, am enervat-o. Ai zumulit-o. Îi făceam așa și a sărit la obraz. Apoi o durești pe ea părul. Păi da, dar cum ai tu... Ce înseamnă că ai zumulit-o? Cum ai tu părul tău în cap dacă și ai păr? Dacă ai zumulit-o, o durești pe ea părul. Păi nu, îi făceam așa. Păi da, și pe ea o doare. Păi o durea și pe ea, de-aia ți-a făcut așa ceva. Ți-a arătat minte că știe și ea că ai zumulit-o. Da? Trebuie să fii atent cu pisicul. Ia uite ce ți-a făcut. Te-a jumulit pisicul. Oricum mai am și pe mâini. Vezi, ți-a săturat de pisicul. V-a jumulit unul pe altul aseară. Și ia uite, stați că mai am.
Să nu mai jumulești pisicuța, să nu mai jumulești, că o doare și pe ea părul. O doare și pe ea părul. Gata-i că bine. Asta și eu internat aici, prieteni. Aici suntem la Fundeni, prieteni. Spitalul mare la Fundeni. Suntem la cardiologie aici. Aici stau și eu când... pentru stomac, știi? Când erai tu cu mama cu ursul pe autostradă, a făcut explozie la locan și plângeați că... Da. Că mureați. Păi da, așa e. Prieteni, am fost, eu am fost internat aici și am stat mult, vreo două săptămâni am stat. Și aici mi-a spus doctorii, eram gravă de tot și Dumnezeu mă ține că prin rugăciune și prin împărtășanie m-a ținut Dumnezeu de sunt cum sunt în, acum. M-am împărtășit aici la biserica asta și acasă la ale mele și rugăciunii. Că așa doctorii mi-a spus rău de tot, prieteni. Da, îi spuneau că trebuie să operezi imediat, dar și că operația este foarte riscantă. De-aia n-a venit nimic așa. Da. Trebuie să mai consulți mai mulți medici în unele situații, mai multe chestii, nu așa... Și să vezi cum imediat evoluează. Păi așa este, patroane. Dar doctorul aici ceva. Și prietenii a zis că să mă operează la ficat și să-mi taie din ficat. Și eu când am auzit așa m-am speriat. Am zis dacă mor prieteni, dacă mor mama, i-a s-a dus acasă, prieteni, a luat jamboanele din pod, rânzele, beciurile alea, cum le spune ea. Și-a dat în ele. Și-a dat în ele și s-a făcut ficat. S-a reparat. S-a regenerat. Și, prieteni, am beut ceai de răstopastă, vreau să vă spun adevărul, o două, trei luni. Am beut câte o cănuță dimineața pe inima goală. Că așa doctorul i-a zis să mă operează. Eu am zis, nu mă operez, dacă mor, mor așa și gata. Și Ion a zis că el te-a operat, dar cine crede pe el? Lasă pe Ion, ce mă uiți? Da, patrona, uite, a zis. Ion că merge cu noi pe la spitale, dacă noi mergem, facem o perfuzie, facem ceva, că ne e rău, Ion zice că el ni le-a făcut, că și, el ne-a scăpat. Și prieteni, să vă spun povestea toată. Am beut ceai de răstopastă, am beut ceai de la farmacie epatic și mă sunt mai bine. Și am niște pastile de aici, de la doctor profesor de la Fungeni, de ficat, care e cea mai mare doctor, și urmez cu ele. Asta cum îi zice, ce pastile urmez? Nu știu, tu știi. Pastile, patron. Pastile de ficat. E bine că le iei, dacă ți trata... La gofa, prieteni. Dacă ți tratamentul, automat îți face bine. Sunt pastilele aia și beau una dimineața, una seara. Îmi beau medicamentele de ficat, de toate ăștia și Dumnezeu, uite că mă ține prin cât am trecut. Sunt 2 ani de zile de când mi-a spus doctorii că trebuie să mă operez. Și sunt 2 ani de zile, am stat în pușcărie un an și 2 luni, 3 luni, jumate, un an jumate. Și am trecut prin ele, și acolo mi-a dus comandant, am scria, mi-a dat ordin la doctori și mi-a dus pastilele. Și o să mai duc, și mai mă duc și eu la controle, n-am avut timp să mai îmi fac și eu controle, analiză alea. Din cauza că uite ce am pățit cu Leo și mulțumesc lui Dumnezeu să treacă și Leo prin toate astea necazurile și să-i ajută Dumnezeu, tot prin rugăciune, tot prin Dumnezeu. Și mă rog eu pentru el mult, că el e supărat foarte mult și mă rog eu pentru el să-i dea Dumnezeu sănătate multă, că prin rugăciunile mele și pe credința mea îl vindecă și el Dumnezeu și pe a lui, că și el a avut credință, dar acum s-a supărat de o răzneveme, să le iartă Dumnezeu. Înțelegeți, prieteni? Și să-i ajută Dumnezeu să treacă prin ele, prin rugăciunile mele și prin toate ce zicem noi. Și asta este, prieteni. L-a sculat și pe el Dumnezeu, care nu uităm toată viața noastră, care a stat o lună jumătate și n-a mâncat și a stat numai pe spate și a mâncat cu furtunul, prieteni. Îi băga cu furtunul. Când mi-aduc aminte, nici nu-mi vine să mai spun. Prieteni, și nu vorbea și nu vedea, prieteni. Și mulțumim lui Dumnezeu că prin Dumnezeu și doctorii care a fost principal l-a vindecat, mulțumim și la doctorii care l-a vindecat și la Dumnezeu și la Maica Sfânt. Și toți prietenii care s-au rugat pentru el, pentru familia noastră. Și sănătate multă, prieteni, să vă dea Dumnezeu sănătate multă și dumneavoastră, care ne doriți bine și la copiii mei. Sănătate!